Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Calea ferată din Republica Moldova are nevoie de vagoane ce realiere noi pentru a putea transporta în continuare. Situația epidemiologică îngrijorătoare. Numărul persoanelor care au avut de suferit din cauza gripei sau a virozilor este mai mare decât cifrele prezentate de autorități. Sărbătoare mare pentru creștini, Bobotează încheie perioada sărbătorilor de iarnă. Calea ferată din Republica Moldova are nevoie de vagoane cerealiere noi pentru a putea transporta în continuare. Despre aceasta a declarat directorul întreprinderii Oleg Tofilat. Din cele 780 de vagoane pe care întreprinderea le are în dotare, circa 700 nu vor mai putea fi folosite peste un an, întrucât termenul de exploatare expiră până în 2024. În esență, noi avem astăzi cam 780 de vagoane, din care toate ies din termenul de exploatare în 2025, dar cam 700 expiră în 2024. Dacă nu întreprindem măsuri, este posibil să nu avem cu ce exporta producția cerealieră, ceea ce prezintă un risc pentru întreaga economie națională. Astfel, CFM are nevoie de circa 1000 de vagoane cerealiere noi. Acestea ar putea fi cumpărate cu ajutorul unui credit. Ne-am propus ca în cadrul creditului suveran oferit de Guvernul Poloniei pentru Moldova, un credit mai vechi încă de prin 2015, să accedem la fonduri de la 40 de milioane și mai sus pentru a procura vagoane care vor fi produse în Polonia și operate în Moldova. Vagoanele noi vor contribui la stimularea agriculturii și creșterea competitivității la export și ar putea contribui la transportul de cereale în tranzit. Oamenii legii au efectuat pe parcursul zilei de marți 12 percheziții în municipiul Chișinău la 4 companii de importare și comercializare a cărnii care ar fi periculoasă pentru viața și sănătatea cumpărătorilor. Perchezițiile, mai spune poliția, au vizat depozitele frigorifice care conțineau circa 480 de tone de carne, oficiile companiilor și automobilele acestora. În rezultat au fost ridicate acte contabile, înscrisuri de ciurnă și mai multe dispozitive electronice. Probele extrase vor fi cercetate și coraportate la rezultatele expertizelor solicitate de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și ai Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, care au preluat monstre din loturile de carne vizate. Ulterior, mai spune poliția, vor fi audiați responsabilii din cele 4 companii care, potrivit datelor din dosar, ar fi pus în vânzare în mod conștient produse periculoase pentru clienți și ar fi acționat în cadrul unui grup criminal organizat. Investigațiile continuă, timp în care cei vizați se prevalează în prezumția nevinovăției potrivit legii. Costul benzinei și motorinei standarde pe piața produselor petroliere din Republica Moldova va crește și vineri, informează Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Costul benzinei și motorinei standarde pe piața produselor petroliere din Moldova va crește și vineri, informează Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Mai exact, potrivit ANRE, pe 20 ianuarie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95 24 de lei și 61 de
bani, cu 22 de bani mai mult decât joi. La rândul său, vineri, motorina standard va putea fi comercializată de stațiile PECO din țară la un preț maxim de 24 de lei și 35 de bani per litru, la fel cu 22 de bani mai mare față de costul din ultimele 24 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibilor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021 cu 4,52 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 8,08 bani per litru în cazul motorinei standard. Situația epidemiologică rămâne îngrijorătoare deoarece numărul persoanelor care au avut de suferit în acest sezon rece din cauza gripei sau a virozii la nivel național este mai mare decât cifrele prezentate de autorități. Declarația aparține lui Boris Gâlca și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei. La ziua de astăzi, dacă noi avem circa 1000 de cazuri de gripă raportate, deci confirmate prin laborator, de fapt, altfel spus, numărul real de gripă este mult mai mare. Conform estimărilor, acest număr ar putea fi de 5-6 ori mai mare până la 10 ori mai mare. Adică noi, teoretic, am putea vorbi de aproape 10.000 de cazuri de gripă care le avem în Republica Moldova. Epicentrul acestui focar de gripă sezonieră, indiferent de cifre, rămâne capitala, mai ales că situația epidemiologică s-ar putea înrăutăți în continuare, a reiterat șeful Direcției Sănătatea Chișinău. Cea mai mare concentrație și pe infecțiile respiratorii, dar și pe gripă, sunt desigur în municipiul Chișinău, fiindcă aici avem cea mai mare concentrație umană și cea mai mare fluctuație umană, de aceea contactele sunt mai strânse aici în Chișinău. Specialiștii ne-au zis că trebuie să fim foarte prudenți, foarte atenți, că revenirea în colectivități după vacanța copiilor ar putea aduce din nou la creșterea numărului sau cazurilor de infecții respiratorii virale. Moldova ar urma să iasă din această stare la sfârșitul lunii februarie, dar nu fără un număr mai mare de decese care vor fi provocate de gripă, a conchis Boris Gâlca. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, numai în perioada 9-15 ianuarie au fost înregistrate 190 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 141 de cazuri în municipiul Chișinău. Din numărul total de bolnavi cu gripă sezonieră, 113 sunt spitalizați. Trei copii au rămas pe drumuri în plină iarnă după ce casa lor a luat foc. Focul a mistuit întreaga casă, inclusiv toate bunurile, printre care hainele și documentele copiilor. S-a întâmplat în satul Chircăiești, raionul Căușeni, la data de 16 ianuarie. Apelul la 112 a fost recepționat către orele 16 și 30 de minute. Ajunși la fața locului, salvatorii au descoperit întreaga casă în flăcări. Preț de 30 de minute, focul a fost lichidat. Acum familia are nevoie de ajutor, scrie Studioul Online. Anastasia Emilianov din satul Chircăiești, raionul Căușeni, povestește că luni dimineața, după ce a dus copiii la școală și grădiniță, a mers împreună cu soțul la Căușeni pentru a rezolva niște chestiuni familiale. Pe drum înapoi, polițistul de sector a sunat-o și i-a spus că casa lor este în flăcări. Băiatul a venit de la școală și când a dat să deschide ușa casei, pălăla era cât pe ce să-i ardă fața. Neavând telefon, băiatul a alergat în drum, noroc de un prieten de 12 ani care trecea prin preajmă și a sunat la 112. Din casa mistuită de flăcări aproape că nu a rămas nimic. Toate bunurile din dormitor, bucătărie, antreu și baia au ars în totalitate. Pe lângă cei doi copii ai săi, Anastasia mai îngrijește și de copilul surorii sale care a decedat în luna decembrie. Femeia susține că micuțul de 5 ani a rămas
singur după ce sora mai mică a fost răpusă de o boală incurabilă. Nu a vrut să dea copilul la orfelinat, iar acum când nu mai au un acoperiș deasupra capului și nici o bucată de pâine pe masă, grijile sunt și mai mari. Cei care vor să întindă o mână de ajutor acestei familii pot suna la numărul de telefon 069 39 56 65. În luna decembrie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de noiembrie 2022 cu 1,3% și față de decembrie 2021 cu 27,6%, informează Biroul Național de Statistică. Astfel, ca urmare a creșterii mai lente a prețurilor producătorului în decembrie 2022, majorarea anuală a prețurilor producătorului s-a micșorat cu 0,5% față de nivelul înregistrat în noiembrie 2022. Menționăm că în industria extractivă luna trecută prețurile producătorului s-au majorat față de noiembrie 2022 cu 0,2%, iar față de decembrie 2021 cu 32,3%, iar în industria prelucrătoare costurile s-au mărit față de luna anterioară cu 1% și față de decembrie 2021 cu 21,7%. Ce ține de sectorul energetic, aici în decembrie 2022 prețurile producătorului s-au majorat față de noiembrie 2022 cu 3% și față de decembrie 2021 cu 88,5%, potrivit Biroului Național de Statistică. Boboteaza încheie perioada sărbătorilor de iarnă și înseamnă ziua în care a fost botezat Iisus Hristos de către Sfântul Ioan în apele Iordanului. În această zi în biserici are loc sfințirea apei. Pregătirea acestui ritual se face cu multă atenție în fiecare comunitate. Locul de desfășurare a slujbei se alege împreună cu preotul satului, de obicei într-un spațiu mai larg unde să fie cel puțin o fântână în imediata vecinătate a unei ape curgătoare sau în curtea bisericii. În această zi nu se spală rufe, deoarece toate apele sunt sfințite și nu se dă nimic cu împrumut. Se spune că apa sfințită numită Aghiazma Mare, adusă de la biserică, are puteri miraculoase. Cu doar câteva picături poți vindeca de ochiul, alcoolismul, sterilitatea sau crizele de nervi. De asemenea, se crede că aghiazma curăță casa de duhurile rele. Tradiția spune că dacă plouă în ziua de bobotează, iarna va fi una lungă, iar dacă este frumos afară, vom avea parte de o vară frumoasă. Dacă bate crivățul, roadele vor fi bogate, iar dacă pomii sunt îmbrăcați în promoroacă, va fi un an cu belșug. O deflagrație s-a produs miercuri seara într-o gospodărie din localitatea Cărpineni, raionul Hâncești. Deflagrația a avut loc în urma unei scurgeri de gaz de la o butelie de tip propan-butan conectată la un aragaz, informează IGSU. Potrivit lor, explozia a afectat o construcție auxiliară cu suprafața de 28 de metri pătrați, dar și gemurile și tavanul casei de locuit. Instalația se afla în blocul sanitar al gospodăriei, iar din cauza unei defecțiuni, gazul acumulat a produs explozia. În timpul incidentului în casă se aflau două persoane, un bărbat și o femeie, care din fericire nu au avut de suferit. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri care au reușit să mai evacueze din interiorul gospodăriei alte două butelii, una dintre care era conectată la o coloană de gaz. Circumstanțele cazului se stabilesc. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează repetat cetățenii că exploatarea butelii cu
cu gaz propan în locuințe este periculoasă. Astfel, specialiștii îndeamnă oamenii să evite utilizarea și încărcarea buteliilor. În cazul în care persoanele optează pentru folosirea acestora, este indicată poziționarea buteliilor în cutii metalice în afara încăperilor la o distanță minimă de 5 metri de la intrarea în locuințe. Mai mult, buteliile de rezervă trebuie să fie păstrate doar în aer liber, departe de încăperi. Totodată se interzice utilizarea buteliilor și furtunilor defecte în plin sezon de încălzire al locuințelor. În vederea evitării situațiilor de risc, salvatorii recomandă cetățenilor să verifice minuțios toate instalațiile ce funcționează pe bază de gaze naturale, iar în caz de defecțiuni să solicite doar ajutorul specialiștilor în domeniu. Aproape 1000 de cetățeni ucraineni care s-au refugiat în Moldova și care au dorit să se angajeze oficial în câmpul muncii de la noi au primit câte o șansă din partea angajatorilor moldoveni. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe întreg teritoriul țării au fost deja angajați cu acte în regulă 959 de ucraineni, dintre care 696 de femei și 253 de bărbați. Cei mai mulți dintre aceștia, 720, au găsit de lucru în Chișinău. Capitala este urmată de Uta Găgăuzia, Bălți, Ungheni și Cahul. Totodată, alți peste 570 de cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențele subdiviziunilor teritoriale din subordinea ANOFM pentru a primi suport la angajare. În continuare, 220 de agenți economici au informat că sunt disponibili să angajeze cetățeni din Ucraina, oferind în acest sens informații despre alte circa 2100 de locuri de muncă vacante. În prezent, Moldova găzduiește aproximativ 81.000 de refugiați ucraineni. Pentru că prezentul este ceea ce ne preocupă viața de zi cu zi, interesul nostru cotidian este actualitatea. Actualitatea la raport este emisiunea la care oameni din toate domeniile de activitate, indiferent de viziunile pe care le au, vin să discute subiecte actuale, ceea ce ne preocupă pe noi toți. Gabriel Furculiță și vă invit să urmăriți actualitatea la raport în fiecare zi de luni și joi de la 19.30 la Agro TV și live pe pagina noastră de Facebook Agro TV Moldova. Succesul, chiar dacă cunoaștem termenul și considerăm că știm ce înseamnă, este dificil să-i atribuim o definiție. Explorăm lumea în lung și în lat, riscăm, facem compromisuri, alegeri, luăm decizii, doar pentru a simți starea de satisfacție legată de propria viață, care uneori poate fi iluzorie. Așteptările din Occident nu întotdeauna corespund realităților. Americanii totuși sunt altfel, ei sunt mult mai încrezuți în sine, ei chiar dacă nu valorează doi bani. Da, e sociabil. Asta e că eu sunt mai puțin sociabil. Eu nu pot porni o discuție pur și simplu așa din vânt. Cum considerați, care este rețeta succesului? Este vorba de muncă, noroc sau talent? Credeți în scenariul făcut de cineva? Sau ne-l facem noi? Nu exclud. Aveți regrete? Regrete. Moldova trebuie să se dezvolte. Și multe lucruri sunt mai bune ca în state. Nu ratați emisiunea Despre noi altfel, sâmbătă, ora 15 și în reluare ora 21 la Agro TV Moldova.
pentru vineri 20 ianuarie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ploi de scurtă durată la nord și cer variabil fără precipitații în centrul și sudul țării. Vântul va sufla slab la moderat din sud-est cu viteza maximă de 9 metri pe secundă. Presiunea atmosferică va fi normală. La nord, noaptea, mercurul din termometre va coborî până la plus 3 grade, iar ziua va atinge plus 13. În centrul Republicii, în orele nocturne, temperatura nu va depăși plus 4 grade, în timp ce în cursul zilei se anunță plus 14. La sud, minima va fi de plus 5 grade, iar maxima va urca până la plus 15. În următoarele zile, temperaturile vor scădea treptat, precipitații nu se prevăd. Leul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul american și moneda euro. Hrivna ucraineană, leul românesc și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, pentru 20 ianuarie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 18,97 de bani pentru un dolar, cu un ban mai puțin decât joi. Moneda euro scade cu un ban și va ajunge la 20,53 de bani. Hrivna ucraineană va valora 51 de bani. Leul românesc va costa 4,16 lei. Rubla rusească va fi de 27 de bani.